Sunteți aleșii cotoșenilor, ați vrut să fiți aleșii cotoșenilor pentru că aveți o anumită experiență în fiecare domeniu. Eu am fost ironic la dumneavoastră când am zis că avem răbdare. Cotoșenii nu au timp să aibă răbdare. Sunt proiecte de implementat, nu aveți timp să fiți la început de drum. Dacă fiți la început de drum și așa cred că cotoșenii au ales alte persoane de la PNL, sunteți probabil de la mijloc clasamentului sus, ca să spun așa. Nu mă refer la dumneavoastră. Deci, haideți să lăsăm chestia asta de început, cu debutanții. Aici este vorba despre Consiliul Local al Municipiului Botoșani, despre implementarea unor proiecte de milioane de euro. Mulțumesc! Și v-ați urcat din mers.